Irish Water Spaniel. Bună ziua, dragii mei iubitori de animale de companie. Sunt Cătălin, prietenul tuturor animalelor de companie și nu numai, iar încă de la începutul acestui episod, țin să vă mulțumesc din inimă pentru atenția și îngrijirea pe care o acordați zilnic animalelor de companie, pentru faptul că le iubiți foarte mult, cât și pentru faptul că vă dedicați o parte din viața dumneavoastră și lor. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal de pe YouTube intitulat Animalul tău de companie pentru a cunoaște împreună noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie pe care le voi prezenta în timp în cadrul acestor episoade. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți să vă abonați, să vizionați cât mai multe episoade zi de zi, să vă bucurați de toate animalele de companie de pretutindeni. Dragii mei iubitori de animale de companie, astăzi vă voi prezenta câinele din rasa Irish Water Spaniel. Irish Water Spaniel, după cum reiese și din numele său, este originar din Irlanda. Această rasă descinde din vechile rase de spaniel de apă South Country. Iar la apariția și dezvoltarea acestei rase au contribuit renumiții crescători de câini irlandezi de pe la mijlocul secolului al XIX-lea. După cum reiese din vechile note ale unui renumit scriitor din Irlanda care a crescut câteva exemplare din această rasă la ferma tatălui său din Lyford. De-a lungul vremurilor de odinioară, a fost folosit de locuitorii irlandezi la partidele de vânătoare de apă, la vânătoare montană, la prinderea prepelițelor, fazanilor, ca și animal de companie, demonstrând de-a lungul timpurilor un excelent simț al vânătorii, versatil, un câine cunoscut pentru abilitățile sale puternice de a înota, ceea ce îl face să exceleze la vânarea păsărilor de apă. Încă de la prima sa vedere, apariție în cotidian, acest câine nu poate fi trecut ușor cu vederea datorită aspectului său deosebit, dar și datorită faptului dovedit că este un însoțitor extrem de amuzant, cunoscut de iubitorii de patrupede canine pentru comportamentul său de clown. Originea exactă a acestei rase nu este clarificată pe deplin în rândurile cercetătorilor din domeniul canin de astăzi, însă la bază ar sta unele speculații cum că strămoșii acestor câini ar proveni din rasele barbei sau poodle apăruți în Franța între anii 1800-1830, care ulterior ar fi putut veni în Irlanda de astăzi. O altă variantă ar fi că această rasă ar proveni din câinii de apă portughezi care au fost aduși pe bărcile de pescuit de portughezi. În anul 1862, în Birmingham, au fost aduși primele exemplare care au participat în cadrul unui spectacol, iar în anul 1877, patru exemplare din această rasă au fost incluși în Kennel Club. Irish Spaniel este un câine de talie medie, robust, cel mai înalt dintre spanieli, are un cap mare, bine proporționat, botul lung, mare, puternic, nasul mare, mai lat, de culoare maro-castaniu, ochii mici, de culoare maro închis, urechile sunt lăsate pe lângă cap, lungi, în formă de frunză, acoperite de un păr lung, creț. Corpul este puternic, musculos, acoperit în totalitate de o blană creață de culoare maro, roșu-maroniu. Coada, o caracteristică a acestei rase, seamănă cu cea a rozătoarelor. Este scurtă, în formă conică, dreaptă, purtată sub linia spatelui, ce măsoară în jur de 8-10 cm de la bază. Blana acestui câine este asemănătoare cu cea a oilor, cu bucle dese,
Firul de păr poate fi moale sau ușor sârmos. De asemenea, părul este scurt și drept pe față, gât și o parte din coadă spre vârf. Labele sunt bine îmblănite, uneori poate avea barbă, perciuni, iar în creștet are un moț creț. Irish Spaniel este un câine inteligent, extrem de activ, vioi, vesel, pus pe șotii mai mereu, curajos, oscilează între liniștit și încăpățânat, cu calități de vânător iscusit înăscut. Curios, independent, adoră joaca cu copiii, este devotat loial stăpânului său, rezistent la frig și umezeală, timid uneori, rezervat în prezența străinilor, se înțelege bine cu pisicile, dar și cu celelalte animale din gospodărie, dacă au crescut de mici împreună. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Dresajul trebuie efectuat corect, adecvat, cu fermitate și profesionalism, consecvent, cu calm, răbdare, înțelegere și iubire din partea stăpânului său. Recomand pe această cale folosirea recompenselor alimentare în cadrul cursului de dresaj pentru a îl stimula, pentru a-i capta atenția, ca pe viitor acesta să îndeplinească mult mai bine și mai atent comenzile date către câine de stăpânul său. Înălțimea la mascul este cuprinsă între 55 și 61 de centimetri, iar la femele între 53 și 58 de centimetri. Greutatea la mascul este situată între 25 și 30 de kilograme, iar la femele este cuprinsă între 20 și 27 de kilograme. O femelă poate naște între 4 și 12 pui. Durata de viață este cuprinsă între 10 și 13 ani. Dar acest barem a fost uneori depășit de unele exemplare de câini care au beneficiat de o mai bună îngrijire, atenția cuvenită, iubire oferită de stăpânul său pe durata întregii sale vieți. Irish Spaniel este un câine în general sănătos, însă pot să mai apară la un moment dat, la unele exemplare, unele boli, cum ar fi displazia de șold, boli ale globului ocular, diverse alergii de piele, diverse infecții ale urechilor. Dragii mei iubitori ai patrupedelor canine, Irish Water Spaniel este un câine drăguț, minunat, plin de iubire, poznaș, un companion ideal persoanelor care practică jokingul, distractiv, amuzant, un câine care dă dovadă de calități incontestabile, un partener ideal tuturor persoanelor, indiferent de vârstă. Zilnic trebuie efectuate plimbări pe distanțe lungi, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el pentru a își elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi. Asigurați-le libertate de mișcare în aer liber, zilnic, minim 30-40 de minute, în 2-3 reprize, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joaca cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu-i lovească intenționat, să nu-i tragă de coadă sau de urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu-i deranjeze atunci când, virgulă, câinii dorm prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv, să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinile din rasa Irish Spaniel.
Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal intitulat Animalul tău de companie, de pe YouTube. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat, să vă abonați pentru a cunoaște împreună zi de zi noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult din suflet să nu uitați după vizionarea acestui episod de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!